De cât timp folosiți șareta? Șareta o folosit din anul 1985. Nu aceasta, mai multe la rândul lor, dar acum e Gică cu șareta actuală. Gică e căluțul. Calul Gică, da. De unde ați dat numele ăsta de Gică? M-am orientat după fotbalistul Hagi și în momentul ăla mi-a venit ideea să-l botez Gică. V-a plăcut de Hagi și implicit? Mi-a plăcut ca fotbalist, da, ca om. De căluț vă place? Cred că vă place. Că vai, de mine, vai de mine. Nu făceați echipă cu el. Dacă nu-mi plăcea, nu-l aveam. Nu-l țineam și nu-l hrăneam, nu-l îngrijeam, așa cum se vede că e bine îngrijit. Ce vârstă are Gică? 12-13 ani. Am înțeles. Ia spuneți-mi, toată lumea acum circulă cu automobile. Dumneavoastră, de ce n-ați apelat la o mașină, la un automobil și ați rămas conservator cu șareta? N-am umblat cu mașini, de niciun fel, nici cu tractoare, nici cu mașini, pentru că mi-a plăcut să am cal și să umblu cu șareta. Iar eu cu șareta verific toate solele, cât sunt ele de mici sau mari. O iau de la un capăt la celălalt și îmi dau seama la sfârșitul zilei, acolo unde sunt probleme, să intervin a doua zi. Trebuie să le spunem oamenilor că aveți aproape 83 de ani. De cât timp faceți agricultură? Hai să zic că dintotdeauna, dacă sunt născut aici, nu am plecat nicăieri, sunt numai în teritoriul comunist, mă dau. Dintotdeauna. N-ați renunțat nici la etatea asta, la agricultură? N-am renunțat și sper să nu renunț până ultimele zile care va fi date de natură, de Dumnezeu.